Rugăciunile de mulțumire și de laudă aduse lui Dumnezeu, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a doua. Dragi copii, astăzi vom vorbi pentru început despre rugăciunea de mulțumire. În viața de zi cu zi, atunci când cineva ne ajută, ne dă un sfat, ne îndrumă, noi, îi suntem recunoscători. Primul cuvânt care ne vine în minte este mulțumesc. Aveți în imagine o floare a recunoștinței, a mulțumirii, plină de cuvinte care exprimă bucuria că am fost ajutați. Le-ați descoperit? Identificați formulele de mulțumire din imagine. Mulțumirea, noi creștinii, o arătăm și față de Dumnezeu, față de Maica Domnului și față de Sfinți. Oare cum putem să le mulțumim? Ce cuvinte vom folosi? Iată că avem o nouă floare a mulțumirii. Dacă dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu, atunci avem nevoie de rugăciunile de mulțumire. Pe acestea le găsim în cărțile de rugăciuni, dar există și rugăciuni simple, scurte, pe care le putem ține minte. Haideți să descoperim împreună aceste rugăciuni din noua floare a mulțumirii. Descoperiți în floare motive pentru care ați putea mulțumi lui Dumnezeu. Alcătuiți câte o rugăciune scurtă pentru fiecare motiv de mulțumire. De exemplu, Mulțumesc Domnului pentru sănătate. Completați enunțul cu alte variante care nu au fost amintite până acum. De exemplu, pot mulțumi lui Dumnezeu pentru că bunica s-a făcut sănătoasă. Dragii mei, rugăciunea de mulțumire este foarte aproape de rugăciunea de slavă. În viața de zi cu zi, atunci când cineva face un lucru deosebit, noi îl lăudăm. Cu siguranță ați primit și voi laude. Haideți să descoperim cum putem lăuda pe cineva. Aveți o imagine frumoasă plină cu astfel de laude. Le-ați descoperit? Identificați formulele de laudă. Din imagine. Spuneți-le cu glas Noi creștinii îl lăudăm mereu pe Dumnezeu, recunoscând astfel că el a creat totul, că ne ajută mereu, că răspunde rugăciunilor noastre. Oare cum trebuie să-l lăudăm? Ce cuvinte folosim? Și rugăciunile de slavă le găsim în cărțile de rugăciuni, dar în imaginea alăturată descoperim câteva rugăciuni de slavă către Dumnezeu pe care le putem ține minte pentru că sunt simple și scurte. Citiți-le cu voce tare. Spuneți o rugăciune de laudă către Dumnezeu. Ca să vă ajut, v-am dat câteva motive în copacul alăturat. Slavă lui Dumnezeu pentru că familia mea este sănătoasă. Aici aveți una lângă alta cele două imagini cu rugăciunile de mulțumire și cu rugăciunile de laudă aduse lui Dumnezeu despre care am discutat azi. Sper să le țineți minte și să le folosiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!